Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Viclia Pietraru și vă invit la știri. Condamnat la 9 ani și 10 luni de pușcărie pentru că a furat ceasuri în valoare de peste 5 milioane de lei. Este vorba despre un tânăr de 29 de ani. Potrivit Procuraturii Generale, în 2015, inculpatul, împreună cu două persoane care au fost deja condamnate acum 3 ani, precum și cu alți complici neidentificați, deghizați în haine militărești și cu cagule pe cap, au intrat într-un magazin de ceasuri din centrul capitalei. Au amenințat angajații cu armă de foc neletală, iar pe unul din ei l-au lovit cu aceasta în cap pentru că a încercat să opună rezistență. Apoi au sustras din vitrine 38 de ceasuri, inculpatul și-a recunoscut vina. Sentința nu este definitivă și poate fi contestată. O bucată de tavan s-a prăbușit într-o cameră de la căminul studențesc al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din strada Armenească. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de ieri și nu a făcut victime. Reprezentanții instituției au declarat pentru Orizont TV că urmează să vină un expert în domeniu pentru a stabili din ce cauză a avut loc incidentul. Despre acest caz, o tânără a scris marțara pe rețelele de socializare. În postare se spune că în data de 2 mai, în jurul orei 9 dimineața, o bucată de tavan dintr-o cameră de cămin a căzut peste o studentă. Potrivit fetei, ar fi vorba de căminul de pe strada Armenească 40. În mesajul publicat se mai spune că studenții observaseră de ceva timp fisurile de pe pod și anunțaseră șefa căminului, iar aceasta, la rândul ei, a informat conducerea Academiei. Șefia instituției ar fi spus însă că nu există bani suficienți pentru a repara camera fisurată. Contactat de postul nostru de televiziune, prorectorul Serviciului Administrativ și Gospodărie al instituției Ion Butucea a declarat că nimic grav nu s-a întâmplat. Nimic tragic, nimeni nu a avut suferit, nu sunt caleșies, nu sunt vânătări, nu nimic tragic. Acolo undeva o jumătate de metru pătrat de tencuială, sub țări, s-a desprins la tavan și a căzut. De fapt, acolo și mai puțin s-a desprins, dar deja au desprins mai departe și au dat jos, care cel mult 1 metru pătrat s-au desprins acolo de tencuială, sub țări. Cauza că s-a desprins, nu cunosc, fiindcă aghitajul întâi, un mezar n-a fost acolo, ca să zici că au plouat și s-a căzut tencuială, nici nu caz. Presupun, poate cineva de la etajul de sus a scăpat ceva greu la podea sau ocupa ceva cu sportul, nu știu. Studenții au spus că ar fi sesizat conducerea Academiei referitor la faptul că există mai multe fisuri acolo. Dar când i-au sesizat? Ei pot spune multe studenți. Nu ați știut? Dacă acolo nu dai și ieși fisură, nu am știut. Ulterior, Ion Butucea a recunoscut că mai multe încăperi ale Academiei sunt fisurate, dar dă asigurări că vor fi efectuate lucrări de reparație. Chiar și în blocul de studii, chiar și, ce spune, nu doriți, sunt fisuri, dar asta nu înseamnă că deja gata, trebuie de închis blocul. Dar nu este periculos? Cred că nu. E mai grav când sunt cad de la fasadă, cad bucăți de decorul, atunci, da, și mai, da, de că nu. Adică este o situație normală? Nu normal, nu normal. Dar s-o măsuri, deja noi am invitat un specialist, un expert în domeniu, să-i spună din ce cauză s-o surpat acolo. Acolo unde necesită reparată și intervenție, n-ați face. Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice este una dintre cele mai vechi instituții de învățământ superior din țară, dar și singura instituție de stat în domeniul învățământului artistic superior din Republica Moldova. Instituția oferă locuri de cazare în două cămine pentru cei aproape 900 de studenți care își fac studiile. Premierul Dorin Recean promite tarife scăzute la gazele naturale. Potrivit lui, autoritățile caută posibilități de achiziționare a combustibilului la prețuri mai mici pentru ca în următorul sezon facturile moldovenilor să fie mai mici. La începutul lunii aprilie, președintele Moldova Gaz, Vadim Ceban, a anunțat că înainte de Paște, compania va depune o cerere la NRE pentru reducerea tarifului pentru consumatori. Care este situația astăzi, când și cu cât se poate reduce tariful, aflați din reportaj.
lansarea programului guvernamental. În cadrul unei conferințe de presă, premierul a declarat că în contextul în care prețul la gazele naturale pe bursele internaționale a scăzut considerabil în ultima perioadă, autoritățile întreprind măsurile necesare ca tarifele la gaz să fie mai mici. Guvernul are o preocupare în ceea ce privește prețul la energie. Iată, am făcut primul pas și am realizat descreșterea tarifelor la energia electrică. Acum eu și membrii guvernului lucrăm ca în următoarea etapă, în maximum câteva luni, să putem să micșorăm și tarifele la gaze. Guvernul întreprinde și măsurile necesare, iată, și Energocomul și membrii guvernului au fost în România, au fost în Grecia ca să exploreze toate posibilitățile pentru a achiziționa gaz la prețuri mai ieftine și respectiv asta trebuie să ducă la descreșterea tarifelor. Și aveți promisiunea mea că în noul sezon vom intra cu tarife mai mici. Acum câteva zile, în cadrul unei emisiuni la N4, fostul premier Vlad Filat a declarat că anterior Moldovagaz a depus un demers de reducere a tarifelor la gaze, dar guvernarea ar fi stopat ieftinirea până în ajunul alegerilor locale. Moldovagaz face demers la ANRE pentru scăderea tarifului la gaz. Din informațiile care le am, dacă presa o să asculte, faceți demersurile și vedeți. Din ceea ce știu eu, prețul trebuia să fie micșorat conform demersului Moldovagaz la 24 de lei, la 29. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta, știți de ce? Pentru că este o idee genială. Să nu ieftinim acum gazul, dar vor ieftine gazul înainte de alegeri locale. Pentru că atunci va fi impactul. Și ce vă spun eu, vă spun în cunoștință de cauză. Va fi ieftinit în maniera în care se resimțit. Purtătorul de cuvânt al ANRE, Galina Sânduța, a declarat pentru postul nostru de televiziune că Moldovagaz nu a depus nicio cerere pentru a cere reducerea tarifului. La începutul lui aprilie, șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, spunea într-unul dintre interviurile sale că înainte de Paște, compania va depune o cerere la ANRE de reducere a tarifului, menționând că există deja temeiuri pentru acest lucru. Oficialul a comunicat că devierile tarifare în mare parte au fost recuperate în lunile de iarnă, când consumul a fost mai mare. Noi înainte de Paște cred că vom prezenta la ANRE calculele noastre și deja împreună cu regulatorul, dacă vor fi aceste premize, evident, noi am spus și anterior, vom fi primii care vom solicita ajustarea, corectarea tarifului. L-am contactat pe Vadim Ceban pentru a afla dacă Moldovagaz a depus o cerere la ANRE. Nu, noi n-am prezentat calculele. Noi am prezentat calculele preliminare care, evident, nu au fost prezentate așa cum prevede metodologia, pentru că nu cunoșteam toți factorii care influențează la stabilirea tarifului final. Și despre când vom adresa la ANRE, noi vom veni suplimentar, încă nu adresat. În toamnă s-ar putea ca să avem un tarif mai mic la gaze? Totul depinde care va fi evoluția pieței și care va fi prețul pentru trimestrul 4. Noi nu excludem acest fapt. Sper că până atunci vor fi aceste premise. Anterior, ministrul energiei Victor Parlicov a declarat însă că nu ne putem aștepta la o scădere a tarifelor la gazele naturale în timpul apropiat. Asta chiar dacă prețul la gaze pe bursele internaționale a scăzut în jumătate, ajungând la peste 500 de dolari. Nu înseamnă că dacă noi începem a procura mâine gaze cu prețul de 400, 500, 600 de euro, nu înseamnă că mâine vor scade tarifele. Haideți să fim realiști. Totodată, Victor Parlicov a dat asigurări că până când țara nu va consuma tot gazul din stocuri, nu se prevăd achiziții noi la prețuri noi mai acceptabile. Contactat de noi, șeful de la Energocom ne-a spus că țara noastră se aprovizionează cu gaze naturale doar din rezervele stocate în Ucraina. Nu mai ajung, dar suntem în procedură acum clară de analiza pieței. Sunt multe procese interne până să stabilesc toate detaliile ca să putem începe a procura la prețuri care sunt de piață mai jos.
autoritățile nu au anunțat oficial prețul de achiziție a gazului stocat în Ucraina. Probabil acest lucru va fi făcut mai târziu, a spus anterior Victor Parlikov. Potrivit informațiilor furnizate de șeful Moldova Gaz, în luna mai prețul de achiziție a gazelor naturale de la concernul rus Gazprom va fi de 660,76 de dolari. Întreaga cantitate va fi direcționată însă pentru necesitățile Tiraspol Transgaz. Din 1 octombrie 2022, consumatorii casnici achită 29 de lei și 27 de bani cu TVA inclus pentru un metru cub de gaze naturale. Autoritățile au oferit compensații pentru cetățeni, iar luna martie a fost ultima cu tarife reduse, conform categoriei de vulnerabilitate energetică atribuite consumatorilor. Din 1 aprilie, cetățenii își achită integral facturile. Șoferul care a lăsat-o fără picioare pe Marcela Paladi ar putea să-și afle astăzi sentința. Decizia va fi pronunțată de către judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Condamnarea se va pronunța în lipsa victimei accidentului care se află acum în Germania, acolo unde urmează să obțină proteze temporare pentru a putea merge. Procurorii au cerut 4 ani și 7 luni de închisoare de tip deschis pentru șoferul Gheorghe Begu. Acuzatorii au susținut și sumele cerute drept prejudiciu moral, dar care nu au fost făcute publice. Anterior, instanța a aprobat cererea avocatului Marcelei Paladi de a-i sechestra șoferului averea în valoare aproximativă de 1,2 milioane de lei. Procesul este examinat în procedură simplificată pentru că șoferul și-a recunoscut vina. Accidentul s-a produs în noaptea de 6 februarie. Marcela Paladi era pasagera unei mașini accidentate în capitală. Aceasta a ieșit din automobil pentru a plasa semnul de atenționare și în acest timp a fost lovită de un alt autoturism fiind strivită între cele două mașini. Avocații Marinei Tauber au anunțat că vor contesta decizia din 2 mai a judecătoriei Chișinău, care a decis plasarea în arest la domiciliu pentru 20 de zile a deputatului. Hotărârea instanței vine la o zi după ce vicepreședintele partidului Șor a fost reținut pe aeroport și plasat în arest pentru 72 de ore în izolatorul CNA. Cum motivează procurorii solicitarea de privare de libertate a Marinei Tauber, vedeți în material. Cei 4 avocați ai Marinei Tauber spun că decizia instanței prin care deputatul va sta 20 de zile în arest la domiciliu este una ilegală și susțin că o vor contesta în instanța ierarhic superioară. A fost aleasă așa măsură preventivă ca arest la domiciliu. Noi numai decât să contestăm, noi considerăm că nu sunt temeri pentru alegerea acestei măsuri preventive care este la domiciliu. Noi așteptăm și apăsarea supra curții de apel. Chișinău, însă, noi să ne pregătim de aceste ședințe de asemenea. Reacția apărătorilor vine după ce marți, 2 mai, vicepreședintele partidului Șor a fost plasat în arest la domiciliu pentru 20 de zile. Decizia a fost dictată de judecătoria Chișinău cu sediul Ciocana, care a admis parțial demersul procurorilor. Ședința de judecată a durat aproape 7 ore. Se admite parțial demersul procurorului, se înlocuiește măsura preventivă care sub controlul judiciar. Cu măsura preventivă arestarea la domiciliu pe un termen de 20 de zile, se aplică măsura preventivă arestul la domiciliu pe un termen de 20 de zile în privința învinuită începând cu data și ora reținerii 1 mai 2023, ora 9.40, până la 21 mai 2023, ora 9.40. În timp ce instanța de judecată se afla în deliberări pentru a lua o decizie în privința schimbării măsurii de reprimare pe numele Marinei Tauber, procurorii anticorupție au venit cu unele precizări privind reținerea acesteia pe aeroportul Chișinău. Potrivit acuzatorilor, dosarul privind finanțarea ilegală a partidului Șor se află la etapa finală, iar în scurt timp urmează a fi transmis în instanța de judecată. Pentru asta însă este nevoie de ridicarea imunității deputatului, au precizat procurorii, fapt care încă urmează a fi efectuat. Totodată, acuzatorii susțin că la baza cererii privind schimbarea măsurii preventive din control judiciar în arest la izolator, ulterior la domiciliu, stau probele potrivit cărora Tauber ar fi încălcat anumite restricții impuse de către instanța de judecată, inclusiv unele discuții telefonice purtate din momentul aflării ei în arest la domiciliu, luna noiembrie până în prezent.
norma care a fost aplicată la baza reținerii, deci e vorba despre încălcarea restricțiilor, deci lângă faptul că a fost o tentativă de a nu fi prezentă la organul de urmărire penală și în fața procurorilor, deci noi astăzi în ședința de judecată am prezentat un set de probe care demonstrează încălcarea tuturor restricțiilor care au fost impuse. Amintim că deputatul Marina Tauber a fost plasată în arest la domiciliu la 2 mai. S-a întâmplat la o zi după ce a fost reținută de CNA pe aeroportul Chișinău, în timp ce se îndrepta spre Israel. Procuratura Anticorupție a motivat reținerea deputatului la aeroport prin faptul că Tauber ar fi încălcat de mai multe ori condițiile impuse de judecători și că exista un risc mare să se eschiveze de la anchetă. La 28 aprilie 2023, Procuratura Anticorupție a depus un demers la judecătorul de instrucție să fie înlocuită măsura preventivă liberarea provizorie sub control judiciar cu arest preventiv pe motiv că Tauber a încălcat condițiile măsurii preventive. Tot vineri, 28 aprilie, avocatul învinuitei a primit o copie a demersului. Pe 29 aprilie 2023, Tauber a solicitat să fie amânată ședința de judecată ca să poată călători în Israel, au declarat reprezentanții Procuraturii Anticorupție la 1 mai. La rândul său, Tauber spunea că deplasarea sa este legată de un tratament, că revine în țară joi, 4 mai, zi pentru care are bilet de întoarcere și că a anunțat procurorii despre intenția de a pleca, iar o interdicție oficială de părăsire a țării nu există. Pentru confirmare, avocații au prezentat bilete tur-retur și cererea Marinei Tauber la adresa Procuraturii Generale, la Procuratura Anticorupție și a procurorului care conduce urmărirea penală. Potrivit acestora, data ședinței de judecată nu era programată și nici nu a existat nicio interdicție de călătorie. Apărătorii deputatului spun că în spatele acestor acțiuni se află guvernarea care încearcă să elimine un puternic concurent politic după rezultatele obținute de candidatul partidului Șor la alegerile din Găgăuzia. Reprezentanții PAS ne-au spus că nu comentează acuzațiile, iar președinția susține că, citez, fiecare persoană este obligată să respecte prevederile legale ale Republicii Moldova, iar orice abatere sau încălcare trebuie să fie sancționată conform legii de instituțiile competente. Am trimis o solicitare și la Procuratura Anticorupție pentru un comentariu la acuzațiile avocaților, dar nu am primit niciun răspuns până la această oră. Amintim că în 16 martie curent, deputatul partidului Șor, Marina Tauber, a fost scoasă de sub control judiciar la decizia Curții de Apel Chișinău, care a admis recurs cursul avocaților și a casat încheierea din 15 februarie a judecătoriei centru. Respectiv, au fost ridicate obligațiile de a nu părăsi localitatea de domiciliu, să nu comunice cu persoane care au tangență cu procesul penal respectiv și să predea pașaportul judecătorului desemnat cu atribuțiile judecătorului de instrucție. Amintim că Marina Tauber este cercetată penal pentru falsificarea raportului financiar al partidului și acceptarea finanțării formațiunii de către un grup criminal organizat. Deputatul se declară nevinovat și califică materialele procurorilor lipsite de fundament juridic, iar arestul un abuz efectuat la indicația puterii, acuzații respinse de reprezentanții guvernării. Procuratura Generală susține că acuzatorii au dovezi privind vinovăția deputatului și a reiterat că instituția este apolitică, în care procurorii acționează strict în conformitate cu legea. Președintele Maia Sandu a declarat anterior cu referire la dosarul Marinei Tauber că își dorește ca ancheta să fie corectă, transparentă și să nu trezească semne de întrebare. Moldovenii vor avea o mini-vacanță de 4 zile chiar în primele zile ale lunii iunie. Despre aceasta a anunțat purtătorul de cuvânt al guvernului, Daniel Vodă. Totodată, ultimul sunet în școli va suna mai devreme. Anul școlar în acest an se va încheia pe data de 30 mai. La fel, pe data de 30 mai va fi organizat ultimul sunet în toate școlile. Totodată, Ministerul Muncii și Protecției Sociale va veni cu inițiativa de a declara data de 1 iunie o zi liberă, iar data de 2 iunie o zi liberă pentru sectorul public, astfel încât să putem să organizăm armonios procesele aferente desfășurării summitului Comunității Politice Europene.
Amintim că cel de-al doilea summit al Comunității Politice Europene va avea loc în Republica Moldova la 1 iunie, la Castelul Mimi, o vinărie privată din Bulboaca, a Neninoi. Agenda evenimentului include probleme legate de pace, securitatea energetică și sustenabilitatea economică a statelor europene, precum și aspecte legate de integrarea europeană a Republicii Moldova. Anterior, autoritățile examinau varianta desfășurării summitului în Palatul Republicii, dar Maia Sandu, la conferința de presă din 27 aprilie, a confirmat că evenimentul va avea loc la Bulboaca, în Castelul Mimi. Sunt așteptați 47 de șefi de state și de guvern, precum și lideri ai Uniunii Europene. Toți jurnaliștii, personalul din echipele tehnice, dar și asistenții funcționarilor care vor veni la summitul european organizat la 1 iunie la Chișinău, ar putea beneficia de abonamente gratuite în transportul public. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei. Noi suntem gata să eliberăm aceste 2500 de abonamente în transportul public pentru oaspeții care vor veni și se vor afla aici pe perioada summitului. Vă rog, direcția transport împreună cu domnul viceprimar de Ramură, să vedeți cum putem face lucrurile astea și să le transmitem la guvern mai târziu după 20 mai, ca ei să poată să dea aceste abonamente pentru toți oaspeții care vin. Purtătorul de cuvânt al Direcției Municipale Transport, Veronica Baltag, ne-a spus că inițiativa îi aparține edilului. Banii pentru aceste cheltuieli vor fi alocați din bugetul municipal, iar cifra se va cunoaște după ce vor fi tipărite abonamentele și va fi stabilită în funcție de elementele pe care le va întruni tichetul. Primarul Ion Ceban a declarat că abonamentele vor fi valabile pentru câteva zile, iar mecanismul de distribuire va fi convenit cu reprezentanții guvernului. O solicitare în acest sens urmând a fi expediată. Peste 1000 de asistenți personali din întreaga țară nu și-au primit salariul pentru luna martie. Se întâmplă din cauza subîncasărilor în acest an în Fondul de Protecție a Populației, din care sunt plătiți respectivii angajați și care este formată din diferite taxe, inclusiv din cea aeroportuară de 9 euro. Explicația a fost dată de ministrul Muncii, Alexei Buzu, în platoul postului de televiziune în 4. Potrivit demnitarului, oamenii își vor primi banii după o rectificare bugetară care urmează. Alexei Buzu a explicat ce se întâmplă cu reținerea salarială din luna martie pentru asistenții personali după ce moderatorul a citit adresarea unuia dintre aceștia din Traiunul Soroca, unde în situația respectivă se află 91 de persoane. Noi avem asistenți personali în toate raioanele Republicii Moldova, care sunt angajați atât din, hai să spun așa, bugetul de stat, cât și din fondul de protecție a populației. Acesta este un fond, parte a bugetului de stat, în care se acumulează sume din taxa aeroportuală, taxa de portabilitate și mai departe. În acest an avem subîncasări în acest fond și asta înseamnă că o parte din persoane, mare parte asistenții personali, care sunt achitați din acest fond, nu avem sumele suficiente ca să-i achităm și de aceea avem aceste rețineri. Însă, în scurt timp, în cadrul Guvernului și în Parlament, o să facem o rectificare bugetară și toate aceste persoane își vor primi remunerarea. Cât privește suma de 1300 de lei adaos, ministrul susține că această sumă trebuie să o achite consiliile raionale. Consiliul raional este angajatorul, da? Deci cu contractul de angajare se face cu Consiliul raional și Consiliul raional trebuie să asigure. Decizia de a da 1300 de lei aparține guvernului? Cu siguranță. Deci, pentru... Și guvernul a pasat responsabilitatea financiară pe seama administrațiilor locale? Da. Mi se pare corect? Noi, în Republica Moldova, nu avem bugetul de stat, bugetul local. Când guvernul a luat această decizie, am încercat să evaluez capacitatea financiară a tuturor, inclusiv a autorităților publice locale. Toate persoanele care primesc, când sunt angajate de către guvern sau prin bugetul de stat, au primit aceste 1300 de lei adaus lunar. Toate persoanele care sunt angajate de către autorități publice locale trebuie să fie... Există capacitatea. Ministerul Finanțelor s-a expus de mai multe ori pe acest subiect.
Alexei Buzu a mai precizat că salariul acestor angajați este mai mic decât salariul mediu pe țară și ajunge la aproximativ 6.000 de lei, inclusiv cu adaosul de 1.300. Din 1 ianuarie curent, lefurile bugetarilor s-au majorat cu suma fixă de 1.300 de lei. Din bugetul de stat au fost alocate suplimentar 285 de milioane de lei necesare acestor angajați din sectorul bugetar, cu excepția autorităților și instituțiilor publice aflate la autogestiune. Unii primari însă au declarat că nu au bani pentru a acoperi majorările de 1.300 de lei la salarii pentru angajații din sectorul public. În reacție, premierul de atunci, Natalia Gavriliță, a declarat că autoritățile publice locale, care conform legii vor orienta veniturile proprii prioritar la salarii și nu vor avea suficient, vor veni la Ministerul Finanțelor și împreună o să găsească soluții. 18 deputați ai Parlamentului au primit anul trecut un venit de peste 500 de mii de lei. Ei sunt în mare parte reprezentanții ai Partidului de Guvernare, Acțiune și Solidaritate. Iar cel mai mic venit în rândul parlamentarilor l-a avut deputatul neafiliat Gaic Vartanean, 181.658 de lei. După cum au declarat reprezentanții aparatului legislativului, datele publicate cu privire la veniturile aleșilor includ salariile acestora în 2022, precum și diferite tipuri de indemnizații și compensații. Primii 10 deputați cu cele mai mari salarii sunt în mare parte parlamentari de la PAS, precum și un reprezentant al blocului comuniștilor și socialiștilor, Vladimir Odnostalco, care a primit 527.255 de lei sub formă de salarii și diverse plăți suplimentare. Cel mai mare venit anul trecut a obținut Oleg Canațui, fostul președinte al organizației teritoriale a PAS din Leova, căruia i-au fost plătiți 570.864 de lei. Fostul primar din Ștefan Vodă, Irsilia Catravi, a primit ceva mai puțin. Pe locul 3 printre parlamentarii cu cele mai mari salarii în 2022 s-a clasat Gheorghe Ichim cu aproape 565.000 de lei. Nici președintele Parlamentului Igor Grosu, nici vicepreședinții Mihai Popșoi și Vlad Bătrâncea nu s-au numărat printre cei cu venituri de peste 500.000. Cel mai mult s-a apropiat de top 10 Mihai Popșoi, care potrivit informațiilor publicate a primit 495.714 de lei sub formă de salariu, adaosuri și compensații. Vlad Bătrâncea a fost plătit cu aproape 448 de mii, iar președintele Parlamentului Igor Grosu cu doar 292 de mii de lei. Cel mai puțin anul trecut a câștigat deputatul neafiliat Gaic Vartanean, 181 de mii 658 de lei și colegul său de la PAS, Roman Roșca, 189 de mii 603 lei. După cum a scris anul trecut replica media.md citând raportul Asociației Promolex, remunerarea lunară a deputaților are la bază două tipuri de plăți, salariul de bază și plățile compensatorii neimpozabile. Salariul de bază al unui deputat constituie 18-19 mii de lei lunar, dar cu toate plățile și suplimentele, salariile lunare ale aleșilor pot ajunge până la 44 de mii de lei. Astfel, pe lângă salariul de bază, fiecare deputat primește o compensație lunară de până la 13 mii de lei pentru cheltuieli legate de îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, cheltuieli protocolare și de promovare. Indemnizația lunară neimpozabilă pentru transport constituie 6.500 de lei. Potrivit Promolex, anul trecut, doar 15 deputați nu au beneficiat de astfel de plăți din cauză că au optat pentru utilizarea mașinii de serviciu. În plus, deputații din alte localități sunt asigurați cu o indemnizație lunară neimpozabilă de la 3.300 până la 6.600 de lei pentru închirierea spațiului locativ. Totodată, la calcularea salariilor deputaților se iau în considerare și absențele acestora de la ședințele plenare. Pentru absențe la 3 ședințe fără un motiv întemeiat, salariul este redus cu 50%, iar în caz de neparticipare la 4 ședințe sau mai multe, se reține 75% din salariu. Doamnelor, domnilor, atât pentru această oră. Cu noi informații vă aștept la ora 16:45. O zi frumoasă!